Miercuri 2 octombrie, Soceram a demarat lucrările pentru construirea celei mai mari fabrici de producere a BCA din România. Viitoarea fabrică va avea o capacitate de producție de până la 1500 de metri cubi pe zi și va genera numeroase de locuri de muncă pentru localnici. La evenimentul prilejuit de demararea lucrărilor, la Cojan, Târgul Cărbunești, au participat numeroase oficialități locale gorjene care au salutat apariția în spațiul economic local al acestui nou punct de generare de locuri de muncă. Suntem astăzi martori la cel mai important eveniment de care a avut parte Cărbuneștiu în cei 30 de ani de după Revoluție, deschiderea celei mai mari societăți private, celei mai mari investiții care are loc în localitatea noastră. Vreau să mulțumesc în mod deosebit conducerii Socerand pentru că, iată, nu au renunțat la această idee, deși acum 14 ani au întâmpinat niște piedici aici. După 2 ani și jumătate în care cu toții am lucrat pentru obținerea vizelor și pentru asta țin să mulțumesc tuturor șefilor de instituții deconcentrate care se află astăzi alături de noi și care ne-au sprijinit în tot acest timp. Iată că reușim să punem piatra de temelie, să zic așa, la această investiție și sper eu și nu sper, sunt convins de faptul că vom reuși chiar mai repede decât e preconizat în 2 ani să tăiem și fabrica în așa fel încât să înceapă producția aici la Târgu Cărbunești de BCA-uri. Astăzi, 2 noiembrie, se sapă temelia acestei importante investiții pentru județul nostru. Spunea domnul Cristi Spânu de mulțumiri pe autoritățile locale. Noi vă mulțumim pentru că aceasta este obligația noastră. Obligația noastră către cetățenii din orașul Târgu Cărbunești, din județul Gorj. Noi vă mulțumim pentru că ați venit în județul Gorj și pentru că putea să alege alt loc din țară. Ați analizat, cred că, o atenție și așa cum spunea doamna Cătălina, da, există o cultă al muncii în județul Gorj. Știm să muncim și știm că vom fi respectați de cei care investesc în județul Gorj. Dacă tot sunt la momentul mulțumirilor, trebuie să mulțumesc colegilor mei din administrația locală. Domnule primar, vă mulțumesc. Dragi colegi din serviciile deconcentrate, vă mulțumesc. Pentru că de fiecare dată când simțiți că o investiție este bună pentru județul nostru, spunea domnul director la mediu, prietenoasă cu mediu, și așa este, de fiecare dată ați pus umărul alături de noi, alături de Consiliul Județean, alături de primărie, alături de investitor. Vorbim în ultimul timp, mai ales în ultimele luni de zile, de eficiență energetică. Produsul pe care va fi produsul care va ieși pe poarta fabricii Socerand Târgu Cărbunești îndeplinește toate aceste condiții. Încă o dată vă mulțumim și considerați-ne de acum încolo un partener. Felicitări, Socerand, mult succes în continuare! În satul Cojan, al orașului Târgu Cărbunești, din județul Gorj, în inima Olteniei, unde noi, cei de la Socerand, vom construi cea mai frumoasă, cea mai modernă, cea mai mare fabrică de BCA din România. Periplul nostru investițional a început în 2007-2010, când am construit în Dobrogea, o altă zonă istorică a României, o fabrică de ciment, fabrica Cimrom, care între timp a crescut împreună cu noi și de atunci până acum mulți oameni și instituții și-au construit case și locuri cu acel ciment produs de noi. În perioada 2018-2020, am construit la Cordon, în județul Neamț, tot o fabrică de BCA, aici de la Socerand, iar în sfârșit am ajuns și la dumneavoastră, fapt pentru care avem de făcut multe mulțumiri. Mulțumim celor de aici, mulțumim autorităților locale și autorităților județene. N-am fost nicăieri primiți ca aici, atât de deschiși, oameni întreprinzători, gospodari adevărați. Am fost la dânsii, s-au uitat la noi, s-au uitat la proiectele noastre și da, și-au dat seama că suntem oameni serioși, că noi construim în România și construim pentru români. Am primit avizele necesare împreună cu sfaturile dânșilor. Și iată că astăzi încep lucrările realizării acestei frumoase fabrici din Gorj. Vom aduce aici tehnologia anului 2023, aș putea spune. În acest moment, în laboratoarele din Uniunea Europeană, ale țărilor din Occident, se proiectează și se construiește
ceea ce va fi fluxul tehnologic al fabricii. Sunt utilaje, sunt echipamente unice în România și în lume. Veți vedea aici un lucru pe care nu l-am mai văzut nici eu în altă parte. Echipamente și utilaje, tehnologia informației și inteligență artificială. Cu ajutorul acestor lucruri vom putea crea un produs adaptiv. Adaptiv pentru locuințe, adaptiv pentru instituții, adaptiv pentru școli, pentru spitale. Așa că mulțumesc celor de aici, mulțumesc că ne-ați primit autorităților, sunteți niște oameni deosebiți. Să știți că le-am spus, le-am mărturisit. Noi nu am văzut până acum oameni din administrație, din domeniu, atât de muncitori, atât de gospodari, muncesc atât de mult, aproape că ne depășesc pe noi cei din domeniul privat. Și am zis, da, trebuie să muncim mai mult. Și să fiți mândri de cei care vă conduc aici în Gorj, iar domnul președinte, domnul primar, doamna prefect, și vreau să fiți mândri de gorjeni și să fiți mândri și de noi, fiindcă de acum încolo, noi cei de la Soceran vom fi gazdă aici, nu mai suntem invitați. Gata, astăzi încep lucrurile, vom deveni gazdă, vom construi o frumoasă fabrică, avem 2 ani de zile pentru lucrul ăsta, sper să reușim cât mai repede, sper să aducem cât mai repede acea tehnologie superbă, să creăm acel material modern. Și aș mai vrea decât să mulțumesc foarte mult colegilor mei, cei din echipă, cei cu care lucrez, colegilor mei din Soceran. Și să știți că vreau să vă spun, când am fost la autorități și am cerut o aprobare, s-au uitat la noi și la proiectele noastre, nu până la faptul că suntem frumoși. Deși dacă au uitat la colegii mei de la Soceram și le mulțumesc pentru munca asta, să avem cei mai frumoși colegi. Vreau să mulțumesc antreprenorului nostru, dacă l-ați cunoaște, oamenilor. E un român, dintr-o familie de români, un vizionar, un patriot, își dorește să construiască în România, pentru România, și pentru români. Și cei mai frumoși dintre români, pentru Olteni. M-am să mulțumesc firmelor cu care vom construi aici. Antreprenorul nostru din Gorj, celelalte companii de aici, constructorul nostru din România și toate companiile care am construit până acum și construim în continuare. Ce pot să mai zic? Mă gândesc să începem. Vom începe lucrările, fundații, drumuri, structura metalică. Vom realiza închiderea arhitecturale, vor veni echipamentele, le vom monta, vom face commissioning, punere în funcțiune împreună cu cei de aici, împreună cu cel mai important lucru într-o fabrică, într-o instituție care funcționează, reprezentat de oameni. Și am înțeles de aici, am primit sfatul conducătorilor noastre din zonă care ne-au spus, puteți să faceți în felul ăsta și așa vom face. În Gorj există oameni cu experiență, oameni care lucrează în industrie. Și avem mare nevoie de ei. Îi voi primi pe ei cu experiența lor de viață și de muncă profesională. Împreună cu tinerii, fiindcă în această fabrică vor exista multe concepte de tehnologia informației, calculatoare, software, hardware. Tinerii sunt atrași de lucrul ăsta. Vom crea echipe împreună cu aceste două tipuri de oameni din zonă și să știți că vom avea câteva sute de oameni care, peste 2 ani, vor fi fericiți că muncesc aici și creează un produs pe care ei, copiilor și noi toți vom mai avea nevoie. Acel BCA, un produs de construcții pentru casele lor și pentru tot ceea ce ulterior va însemna cămine. Asta vă așteptăm până în 2 ani să vedeți, găsiți aici cel mai modern produs, un super material de construcții, BCA-ul Smart de la Suceran. Mulțumesc încă o dată și încă o dată doresc să vă spun bine ați venit la evenimentul nostru. Suntem emoționați, am călătorit aici și din Moldova, dinspre Moldova, unde am finalizat un proiect de suflet la Cordun și am pornit această călătorie acum mulți ani și pentru locația aceasta. Acum a vrut Dumnezeu să deschidem și acest șantier. Noi am muncit foarte mult, în special pe documente și toate finanțele de care am avut nevoie pentru acest proiect. Foarte mulți ani, foarte multe luni anul acesta. Eu doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat întotdeauna, pentru că ne-ați fost alături. Vă mulțumim pentru că aici am identificat un cult al muncii și dorim și noi să ne ridicăm la nivelul operelor de artă care sunt aici în zona dumneavoastră și să vă oferim și noi un fel de mică capodoperă pe care știm noi să o facem în felul nostru aici. În ultimul rând doresc să mulțumesc conducerii Soceran pentru tot sprijinul pe care ni l-a acordat întotdeauna și pentru că au fost alături de noi.
și în mod deosebit colegei noastre, doamna director general Anca Dumitrescu, care este alături de noi aici și întotdeauna ne-a sprijinit și ne-a fost alături cu tot ceea ce noi am avut nevoie. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc să avem un timp bun și să ne ajute Dumnezeu ca să finalizăm tot ce avem noi de făcut în acest loc cu sprijinul dumneavoastră și a colegilor noștri. Fabrica de la Târgul Cărbunești este cea de-a treia unitate de producție a societății Soceram după cele de la 2C și Cordun și va începe activitatea de producție peste 2 ani când lucrările de construcție vor fi finalizate.